prieteni și colegi, bun venit, dragi invitați! Am reușit! Bună ziua și publicului care ne urmărește pe Facebook! Salut, public Facebook! Înainte de începerea ceremoniei de absolvire, vă invităm ca alături de reprezentanții Facultății de Educație Fizică și Sport, doamna lector universitar dr. Cerasela Domocoș, Alisa Șoșoi, alumnă UVT 2024 și trupa de dans Candy Crew, să ne energizăm cu dans și mișcare. Invităm pe scenă în aplauzele dumneavoastră! Profesori, părinți, dragi invitați, bine ați venit! Suntem bucuroși să ne reîntâlnim în spațiul extraordinar al Pieței Libertății. Vă invit, dacă nu cumva ați făcut-o deja alături de Candy Crew, să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului național al României. Mulțumesc frumos! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te
Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Bună ziua, bună dimineața, dragi prieteni. Suntem astăzi împreună, marea familie UVT, optimiști, emoționați alături de dumneavoastră, bucuroși să fim parte din acest spectacol unic. Vom fi împreună cu dumneavoastră Diana Nițu și Matei Chiuariu, alumnii ai UVT. Este o zi cu totul specială pentru fiecare dintre cei prezenți aici la ceremonia de absolvire UVT 2024. Ne-am strâns peste 2000 de participanți în această piață și scriem împreună o pagină din istoria Universității de Vest din Timișoara. Dragi profesori, dragi invitați și mai ales dragi absolvenți, bine ați venit la festivitatea și sărbătoarea ceremoniei de absolvire. Cea mai mare universitate din vestul României v-a pregătit o sâmbătă de sărbătoare. Vom începe cu o frumoasă ceremonie dedicată tuturor absolvenților UVT, urmată de cursurile festive ale facultăților, iar la orele 21 dăm startul la Graduation Party UVT, tot aici, în Piața Libertății. Vă așteaptă multe surprize din partea organizatorilor și angajatorilor parteneri, acum și de seară. Vă vedem tineri, curajoși, energic, dar mai ales strălucitori. Haideți să surprindem această stare a voastră în cele mai frumoase poze, care să bată toate recordurile la numărul de like-uri strânse. Corect, așa cum știți, avem și cel mai bun status pentru postări. Feeling the best! Principalul motiv pentru care sunteți the best este pentru că reprezentați o generație curajoasă. Astăzi sunteți aici, celebrând victoria. Și împreună suntem o comunitate academică puternică, ai cărei studenți știu să iasă din tipare. Iar voi, dragi absolvenți, aveți meritul de a fi creativi, plini de energie și mereu ambițioși. De astăzi începeți o nouă etapă în marele joc al vieții voastre. Suntem convinși că reușitele voastre viitoare ne vor face mândri și vă vor transforma în ambasadori ai Universității de Vest din Timișoara. Spiritul UVT a însoțit multe generații. Anul acesta fiind un an deosebit în care sărbătorim împreună 80 de ani de existență ai UVT. Aici este o parte importantă din tinerețea voastră. Aici ați legat prietenii durabile. Aici ați găsit modele. Și v-ați găsit mentorii. Este foarte adevărat. Mentorii noștri sunt importanți, cei pe care avem ocazia să-i descoperim în timpul facultății, cei care ne inspiră visele. Și pentru că vorbim despre oamenii speciali ai anilor de facultate, îl invităm pe scenă pe domnul profesor universitar dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și îl rugăm să ne transmită mesajul domniei sale. Bună dimineața! Bună dimineața, UVT 2024! Dragi absolvenți, dragi părinți, bunici, frați, surori, colegi, cadre didactice, dragi invitați, vă spun un secret. Astăzi va fi o zi incendiară. Nu din cauza soarelui și a temperaturii, ci din cauza căldurii din inimile voastre, din sufletele voastre și a bucuriei pentru această zi. Este o zi a victoriei, așa cum această piață în care are loc această ceremonie de ani de zile, Piața Victoriei din Timișoara, are legătură cu victoria voastră. Pentru că voi sunteți cei care ați făcut din imposibil posibil, muncind 3 ani de zile sau 4 ani de zile pentru Facultatea de Drept, zi de zi, an de an, să ajungeți astăzi aici, să fiți absolvenții unei dintre cele mai importante și prestigioase universități din Europa și din lume. Nu sunt cuvinte mari. Toate topurile și rankingurile spun acest lucru și acest lucru se datorează muncii colectivului de profesori, muncii voastre ca studenți, dorinței voastre de mai mult, de mai bine. Cu perseverență, cu ambiție, cu muncă, efort, transpirație, empatie, reziliență, ați ajuns astăzi în acest moment excepțional.
Charles de Gaulle spunea că diferența dintre posibil și imposibil constă în două litere și o stare de spirit. Voi ați generat această stare de spirit făcând imposibilul posibil. Laureata anului 2023 pentru premiul Nobel, Maria Ressa, spunea că lumea în care trăim acum este de fapt o lume a noastră răsturnată de social media cu sus în jos, în care informațiile negative, fake news-ul, discursul urii se propagă mult mai repede decât adevărul. Nu, voi nu duceți lipsă de informație. Marea voastră provocare este de a discerne între tumultul de informație din jurul vostru și a o selecta pe cea corectă, cea adevărată, cea care va fi busolă și reper în anii următori. Se spune că fiecare om în viață ia 3 decizii în mod personal. Ce facultate să urmezi și a căreia să devii absolvent? În ce oraș vei locui? Și cine îți va fi alături în toată această aventură a vieții? Una dintre aceste decizii ați luat-o și de aceea sunteți astăzi aici. Vă mai așteaptă 2 foarte importante în viață. Evident că pe tot acest parcurs al aventurii voastre, părinții, bunicii, frații, prietenii v-au fost alături. Dar cu siguranță și cadrele didactice, pentru că sunt sigur că pentru fiecare dintre voi a rămas ca și far, ca reper, un profesor care v-a ghidat existența și la care vă veți repera ani și ani de aici încolo. E nevoie de astfel de repere pentru că educația este singura care poate să dezvolte o societate, să o facă mai puternică, să dezvolte o țară și de aceea este nevoie de voi. Un om educat este mai greu de manipulat. Un om educat știe să discearnă între informațiile pe care le primește. România este țara cu cel mai mic număr de tineri implicați în procesul educațional sau în câmpul muncii. România este țara care are un procent foarte mic la ce înseamnă numărul absolvenților de studii superioare la 100 de locuitori. De aceea este nevoie de voi, de aceea România și Europa are nevoie de cetățeni educați. Și rolul nostru este să fim lângă voi, acolo și când aveți nevoie. Evident, aș vrea să mulțumesc în mod special părinților, pentru că acum 3 sau 4 ani de zile ne-au adus la poarta universității niște adolescenți pe care astăzi noi i-am transformat în tineri care au în față un viitor strălucit. Au avut încredere în noi și mă bucură foarte mult să văd părinți care erau studenți în timpul facultății mele aici la Timișoara și și-au adus copiii tot aici, la Universitatea de Vest din Timișoara. Aceasta reprezintă un semn extraordinar de încredere, atât în instituție, cât și în corpul profesoral. Acest lucru ne motivează și ne face să mergem mai departe, mai pregătiți, cu mai mare ambiție și dăruire față de voi. Am încercat să vă oferim o universitate europeană, o universitate ancorată în toate rețelele universitare europene, cu deschidere spre tot ce înseamnă învățământul internațional. Și cred că ați beneficiat din plin de acest lucru. Evident că, uitându-mă în zona laterală, pentru că văd că și acum părinții stau în jurul vostru ca niște gardieni și evident cu sufletul plin de bucurie. Și o să le spun ca de fiecare dată ceea ce Adrian Păunescu spunea. Ca să ajungă copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și cât chin, cât nesomn. Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte
de fii. Vă mulțumesc, dragi părinți, pentru că ați avut încredere în Universitatea de Vest din Timișoara și astăzi vă dăm înapoi, într-un mod figurat, așa cum am spus, niște tineri educați. Tehnologia este prietenul vostru. Veniți după o perioadă pandemică. Lumea se mișcă cu o viteză incredibilă. Dar nu uitați că această tehnologie, dacă este folosită într-un mod eronat, poate să ducă nu la progres, ci la distrugere. Voi aveți această datorie să nu lăsați lucrurile în această direcție, pentru că tehnologia este ca și o mașină puternică, ca un Ferrari care vă va duce cu viteză spre un viitor. Dar dacă nu are un șofer bun, pregătit, poate să vă ducă într-o altă dimensiune. Fiți voi cei care veți ști cum să ghidonați această tehnologie pentru o societate mai bună, mai empatică, mai prietenoasă. Aveți curaj în viață? Puneți întrebări, căutați, pentru că noi aici la Timișoara, la Universitatea de Vest, nu ne-am propus să creăm doar tineri competenți pentru locurile de muncă, ci cetățeni complexi pentru o țară pe care o iubim și pentru Europa în armonie. Vreau să le mulțumesc partenerilor din mediul de afaceri, pentru că întotdeauna în această tripletă, universitate, studenți și parteneri și prietenii din mediul de afaceri, am găsit rețeta succesului pentru voi și pentru noi ca și instituție. Întotdeauna au fost alături de noi în toate proiectele și cu siguranță ați simțit acest lucru. Dragii mei, aventura voastră nu se termină aici, pentru că urmează masterul, urmează poate doctoratul, continuați această cursă a educării voastre, pentru că, așa cum spunea Lucian Blaga, învățat este omul care n-a terminat niciodată de învățat. Intrați în UVTERA, fiți alumni al UVT, fiți aproape de toate evenimentele noastre și considerați că ori de câte ori pașii vă aduc la Timișoara, la Universitatea de Vest, UVT pentru voi este acasă. Mult succes! Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule rector, pentru acest mesaj adresat absolvenților și pentru curajul de a ieși din tipare și de a vă asuma că există o lume mai bună și poate fi creată doar de voi, generațiile tinere, prin vitalitatea și optimismul vostru. În anii de studenție la UVT, absolvenții și-au găsit propria busolă a educației, devenind o versiune mai bună a propriilor persoane și fiind gata să fie membri activi ai comunității. În viață trebuie să fim și să fiți pregătiți pentru a face față tuturor situațiilor. Doamnelor și domnilor, îmi face o imensă bucurie și plăcere să vă invit să-i ascultăm pe studenții absolvenți ai specializării actorie master, Larisa Belcea, Darie Doclean, Laura Gârbovan, Jacqueline Căl, Maria Leca, Georgiana Rancov, Corina Trocea, care ne vor prezenta mesajul lui Rudyard Kipling. Fă-ți timp! Augusta. În trecerea grăbită, în lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrimile arzând. Fă-ți timp să poți cu mila să le alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncimi de vis. Fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Jacqueline, oprește-te o clipă, e prea important ce ai de spus. Hai să reluăm, te rog frumos, la microfonul meu.
Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă izvor. Fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp când muntea seara, stând singur, să te rogi. Fă-ți timp de unul... Fă-ți timp de pe munte seara, stând singur, să te rogi. Fă-ți timp ca amintiri frumoase de unul să-i învoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău, bătrân. Fă-ți timp de o vorbă bună, de o coajă pentru câini. În trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să fii aproape de cei iubiți, voios. Fă-ți timp să fii și al casei și în slujba lui Hristos. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat. Fă-ți timp că de multe mistere ești înconjurat. Fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai. Fă-ți timp că toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți de toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții adevăratul preț. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi. Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Fă-ți timp să ai curajul să spui da. Să ai curajul să spui nu. Și în fiecare clipă grea să fii mereu același tu. Să știi să crezi când unii te înșală. Să te ridici când alții te doboară. Să poți păstra ce alții vor să alunge. Să știi să râzi când sufletul îți plânge. Și cald tu să rămâi chiar dacă afară ninge. Aceasta-i arta de a învinge. 1, 2, 3. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor. Învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Ia seamă prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere. Cum să trăiești în veci? În veci! Studenți actorie master anul 2, mulțumim frumos! O comunitate este puternică dacă are parteneri puternici, iar UVT are întotdeauna alături parteneri implicați. Le mulțumim partenerilor principale evenimentului, companii reprezentative din mediul economic timișorean, care ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment. Banca Comercială Română, Nokia, Flex, BRD Grup Societe General, evident, Unicredit Bank, Lindegaz, Bosch Global Business Services, Continental Automotive, Atos, ZF, Julius Town, Forvia, Hella, Rilastil, Tudor Personal Tailor, Seneville și partenerul media Kiss FM. Le suntem recunoscători partenerilor, fiindcă suportul lor înseamnă mai multe oportunități pentru studenți, de la dezvoltarea mediului de învățare până la stagii și sisteme de practică și internship. Ei sunt prezenți în Piața Libertății cu standuri și multe surprize pentru dumneavoastră. Iar acum, un moment așteptat cu multă nerăbdare, urmează prezentarea celor 11 facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Facultatea de Arte și Design. Unde sunteți? Acolo sunteți! Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Aplauze! Facultatea de Drept, sus! Facultatea de Drept, acolo! Foarte bine! Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Unde? Nu vă vedem, nu vă auzim. Acolo, bine! Facultatea de Educație Fizică și Sport. Da! Facultatea de Fizică. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie? Așa da! Facultatea de Matematică și Informatică? Facultatea de Muzică și Teatru!
Da, foarte bine! Facultatea de Sociologie și Psihologie! Facultatea, iartă-mă! De Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Unde sunteți? Unde sunteți? Să vă auzim! Aplaudați! Aplauze! Haideți ceilalți să-i susținem! Și pentru că repetiția este mama învățăturii, nu-i așa? Iar pentru un actor este foarte importantă repetiția pentru succesul spectacolului. Vă propunem să repetăm împreună momentul pe care cu toții îl așteptăm, nu, la finalul acestui eveniment. Aruncarea tocilor. Pentru acest moment o să te rog să-mi permit să cobor acolo alături de colegii mei, pentru că și eu vreau să arunc cu toc. Te rog frumos! Așadar, haideți să ne pregătim ușor, 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 ușor. Camerele de fotografiat și filmat sunt pregătite. Porumbeii, capul jos. Urmează o repetiție foarte, foarte importantă. Bine. Să găsim cele mai bune unghiuri. Toată lumea pregătită? Faceți-mi cu ochiul dacă sunteți pregătiți. Da, am simțit ceva, este foarte bine. Bun, haideți să spunem așa atunci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start, repetiție! Foarte bine! Foarte bine, foarte bine! Cred că a ieșit destul de bine acolo, mai în spate avem de repetat. Nu-i nimic, o să facem cu schimb, o să veniți voi în față, imediat. Grupăm și regrupăm. Doamna prezentatoare este așteptată pe scenă, da? Da, este acolo, o așteptăm. A ieșit destul de bine. A fost bine? M-ai văzut? M-ai auzit? Sunteți fericit, da. Eu cred că suntem pregătiți pentru momentul de final al ceremoniei de astăzi. Dar până atunci, haideți să ne rearanjăm ciucurii tocilor, să adunăm orice scamă și să ne bucurăm de momentele ceremoniei pe care o parcurgem împreună, cu convingerea că la finalul acestei ceremonii, momentul aruncării tocilor ne va ieși perfect. Și vom avea cele mai frumoase fotografii. Dragi absolvenți, aveți acum posibilitatea să deveniți alumni implicați ai acestei prestigioase universități, într-o comunitate cu zeci de mii de membri care se regăsesc peste tot în lume. Noi am reunit comunitatea alumnilor UVT sub numele de UVTERA, o rețea unică și valoroasă dedicată sprijinirii reciproce, schimbului de experiențe, mentoratului și promovării succesului profesional. E momentul așadar să scoatem cu toții telefoanele mobile, să intrăm pe Facebook, vă rugăm frumos, mulțumim, pe pagina UVTERA și să dăm un like. Iar mai târziu să vă faceți un cont pe platforma UVTERA. Mulțumim! Relația universității noastre cu mediul economic și social este foarte importantă pentru că asigură premisele optime de evoluție pentru absolvenții noștri. Îi invităm pe scenă pentru a transmite mesajul partenerilor UVT pe distinsele reprezentante și distinși reprezentanți din top managementul acestor companii. Doamnelor și domnilor, Diana Năstase, HR Director Flex, alumnă UVT. Mulțumim, mulțumim! Sinel Gâlceavă, director Group Retail al Băncii Comerciale Române, alumnus UVT. Christian von Albrichtfeld, Country Head, General Manager Continental. Roxana Brăhășteanu, HR Director Bosch Global Business Services. Florin Ciocan, Ecosystem and Innovation Garage Manager Nokia. Octavian Stancu, Head of Cybersecurity Services GDC România Eviden. Domnul Cristian Șerbănescu, Head of Marketing and Communication, Atos România. Aplauze mai puternice avem, bună dimineața! Mulțumim frumos! O invităm în aplauzele dumneavoastră pe doamna Diana Năstase,
HR director Flex alumnă UVT să ni se adreseze. Vă rog frumos. Da, ok, mai bine. Bună dimineața tuturor, mă bucur să mă aflu astăzi aici. Dragi studenți, distinși profesori și invitați, cred că dacă nu ne topește soarele astăzi, sigur ne vor topi inimile, zâmbetele voastre, energia și entuziasmul pe care îl văd în piață astăzi aici. Și vă doresc să le păstrați toată viața. Desigur, cei care sunt în aceste momente în fața dumneavoastră și credeți-mă pe cuvânt că toți de aici avem o priveliște extraordinară cu voi în față, aproape că mai bine ca la mare. Deși cred că urmează marea, nu? Credeți-mă că în aceste momente este extraordinar să vă vedem pe voi, dar în același timp avem rolul de cele mai multe ori să vă oferim câteva sfaturi care să vă fie utile în viața profesională și personală. Eu îndrăznesc astăzi să nu vin cu sfaturi, pentru că, așa cum s-a mai spus, cred că generațiile de astăzi au foarte multă înțelepciune și cu siguranță mai multă maturitate decât am avut noi la vârsta voastră. Totuși, am câteva dorințe pe care le translatez în câteva urări pentru voi astăzi. Vă urez să vă păstrați curajul, să adresați întrebări, să chestionați, să urmați calea cea dreaptă. Îmi doresc în același timp să vă păstrați seninătatea și optimismul, chiar și în momentele când nu vă reușește totul din prima. Nu vă fie frică de eșec. Vă doresc să vă ajutați între voi, să rămâneți o comunitate, să vă ajutați semenii, pentru că altruismul și compasiunea sunt dintre cele mai nobile atribute pe care le avem noi, ființele umane. Și avem atâta nevoie de ele. Iar într-o societate în care îndrăznesc să spun că de multe ori valorile sunt răsturnate, vă îndemn să le reașezați voi. Și fie că veți deveni profesori, psihologi, avocați, artiști, vă doresc din tot sufletul să vă păstrați pasiunea și în fiecare zi să dați ce e mai bun din voi. Succes și vă doresc să vă realizați visele! Mulțumim doamnei Diana Năstase pentru cuvintele frumoase. Îl invităm pe domnul Sinel Gâlceavă, director Group Retail al Băncii Comerciale Române, alumnus UVT, să ni se adreseze. Bună ziua tuturor! Felicitări în primul rând pentru ceea ce ați reușit să faceți astăzi. Felicitări vouă, părinților voștri și instituției care în ultimii ani v-a ghidat pașii către ceea ce înseamnă ziua de astăzi și către ceea ce însemnați voi. Vreau să vă spun că în afară de faptul că astăzi sunteți într-o nouă stare de absolvenți, aveți în spate un drum pe care l-ați început și pe care l-ați parcurs zi de zi. Și să știți că dacă vă întrebați ce e viața și ce urmează în viitor, va fi vorba despre același drum. Eu vă rog să vă gândiți la starea voastră și la felul în care erați voi atunci când ați intrat pe porțile acestei instituții și la momentul în care ați început acest drum de cunoaștere și să vă amintiți de sutele de zile, poate de peste 1000 de zile, în care ați avut încercări grele, în care ați avut încercări pe care ați reușit să le dovediți și să fiți astăzi mai bun decât ați fost cu siguranță la începutul acestei călătorii. Eu cred că faptul că ați absolvit trebuie să constituie pentru voi o dovadă a faptului că ați avut suficientă ambiție, a faptului că ați avut suficient curaj încât să înfruntați orice provocare sau task pe care a trebuit să-l realizați și să luați din drumul ăsta, pe de o parte, ambiția și pe de altă parte, dorința de a face ce vă doriți voi. Vă vorbesc astăzi în postură și de alumnus UVT, dar și de angajat al unei bănci din România, al BCR. Acum 12 ani de zile, noi, în ceea ce ne privește ca și companie, ne-am propus să facem primul banking inteligent din România, se numește George, cu siguranță mare parte dintre voi ați auzit despre el. Vreau să vă spun că astăzi e certitudine, dar acum 12 ani era doar o idee în câteva minți. Trebuie să credeți în voi, trebuie să aveți curajul să îndrăzniți să inovați și să înțelegeți că nimic din ceea ce este astăzi și nimic din regulile pe care voi le cunoașteți astăzi pentru că le-ați întâlnit sau v-ați fost prezentate, nu au existat dintotdeauna. Ele au fost create de alte minți înaintea voastră.
Așa că aveți curajul să faceți ceea ce credeți că funcționează bine, credeți în voi și când vă e mai greu, amintiți-vă de drumul ăsta pe care l-ați parcurs și în care, uite, astăzi ați ajuns la un final onorabil. Succes! Învățare nu se termină aici. Există acum un studiu recent făcut de la McKinsey care spune 30% din joburi o să schimbe în următoare 6 ani până în 2030 în Europa. Ei au făcut studii la Europa din vest. Și pentru voi, lucrurile se schimbă așa mult prin viața. Să nu credeți ce faceți astăzi o să faceți în 10, 15, 20 de ani. Oriunde lucrurile se schimb, noi numim asta lifelong learning și asta este ceva care voi trebuie să știți să faceți asta. Din partea mea, încă o dată, vacanță frumoasă acum, felicitări și sper o party foarte frumoasă diseară. Mulțumim frumos domnului Cristian von Albrechtsfeld pentru mesajul dumnealui special. În continuare, o invităm pe doamna Roxana Brăhășteanu, HR Director Bosch Global Business Services. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Sunt eu încărcată de emoții, îmi imaginez cum sunteți voi. O să încerc să fiu scurtă. E întotdeauna o mare bucurie când se încheie o etapă atât de importantă în viața noastră. Dar este firesc, poate și puțină teamă. E copleșitor să auzi atâtea discursuri, atâtea sfaturi. Probabil presiunea pe care o puneți pe voi e chiar mai mare decât cea pe care o resimțiți din extern. Se întrevede la orizont poate multă schimbare, puțină incertitudine. Ce pot să vă spun este că toate aceste întrebări, cum să fac, ce să fac mai departe, să continui pe acest drum, cum să fac să am succes, sunt foarte greu de răspuns. Am să vă împărtășesc un secret. Chiar și după mai mult de 20 de ani de când am fost în locul vostru, nu știu să definez succesul. Pare un concept pe care uneori ne este greu să-l definim și să-l urmărim și să putem să-l bifăm cumva pe o listă în viața noastră. Prin urmare, n-am să vă urez succes, ci am să vă spun că nu există eșec în această etapă a vieții voastre. Categoric, nu există eșecuri, sunt doar suișuri, coborâșuri, experiențe pe care le veți trăi și care vă vor forma ca persoane, care vă vor ajuta să vă găsiți valorile, principiile de viață. Cred că asta este cel mai important gând cu care pot să vă las astăzi. Prin urmare, în loc să vă urez succes, am să vă îndemn și eu ca și colegii mei să rămâneți curioși, cu mintea deschisă, cu inima deschisă, să vă bucurați de ziua de astăzi, care este spectaculoasă, dar la fel de mult, în egală măsură, și de celelalte zile, poate mai banale, care vor urma. Din toată inima vă felicit și vă mulțumesc! Mulțumim frumos doamnei Roxana Brăhășteanu pentru cuvintele alese. Îl invităm pe domnul Florin Ciocan, Ecosystem and Innovation Garage Manager Nokia. Bună dimineața! Dragi studenți, dragi aparținători, stimați profesori, e o oportunitate și o ocazie specială și pentru noi cei de aici să fim alături de voi. Acum mai bine de 100 de ani ne-a prevenit din stinsul calagiare că o să ajungem să trăim vremuri din astea și ne spunea căldură mare, mon cher. Astăzi cred că îl pomenim și zilele astea îl pomenim foarte des. Dacă ați crezut că ați trecut toate examenele, astăzi aveți unul foarte important, să nu leșinați și să nu să treceți cu bine măcar partea asta de dimineață și căldura asta copleșitoare. Este o ocazie în care ar trebui să vă spun ceva răcoros și scurt. Ar fi ideal, de exemplu, ce a fost frumos a terminat, greu de abia cum începe, dar nu este așa. Terminați o etapă frumoasă și o să înceapă o etapă la fel de frumoasă și va depinde foarte mult de voi. Este o ocazie să începeți alte căi, să vă implicați în comunitate, așa cum era îndemnul domnului rector. Vă încurajez să rămâneți în mediul academic, să sprijiniți educația unii dintre voi, să mergeți în mediul economic, să fiți antreprenori. Și dacă niciuna dintre acestea nu vi se potrivește, trebuie să intrați și în politică, pentru că e nevoie de oameni responsabili, cum sunteți voi și pregătiți, poate mai mult decât oriunde. Și în final mi-aș permite să continui ce au început colegii voștri de la actorie.
ia-ți timp, luați-vă timp și mai dați un telefon și profesorilor care au fost în fața voastră timp de 3 sau 4 ani și sunt și astăzi în fața voastră, familiilor, părinților care au fost în spatele vostru și sunt și astăzi în spatele vostru, să conteze foarte mult pentru ei un semn din când în când. Și în ultimul rând vreau să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am primit și noi la un moment dat din partea unui apropiat, unui prieten drag al UVT-ului, Dumitru Prunariu, care ne-a îndemnat să fim curioși. Și asta vă îndemnăm și noi, să fiți curioși în cât mai multe domenii și să explorați. Felicitări pentru absolvire, o zi faină și cât se poate de răcoroasă, dar nu prea se poate, distracție plăcută și succes în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Florin Ciocan pentru mesajul deosebit. Îl invităm pe domnul Octavian Stancu, Head of Cyber Security Services, GDC, România, Evident. Pe căldura asta, un pic de suport la propriu nu strică. Dragi studenți, distinși profesori, invitați, este o mare onoare să mă aflu astăzi, să fac parte de la un eveniment atât de important pentru toți, să reprezint și mediul privat, compania Evident, unde credem că investiția în educație este esențială. N-am să intru în detalii datorită căldurii, dar și noi încercăm activ să colaborăm cu Universitatea de Vest, cu care avem un parteneriat de lungă durată și de încredere, de exemplu un masteratul de securitate cibernetică, în inaugurarea laboratoarelor tehnice. Dar astăzi este despre voi, că veți începe o carieră nouă și vă recomand să rămâneți plini de energie, de curiozitate și de entuziasm. Aceste calități sunt fundamentale în succesul vostru și în inovația în domeniul în care veți activa. Lăsați dorința de a descoperi și de a învăța să vă ghideze. Una dintre valorile noastre, la Evident, este de a crește împreună. Cred că fiecare dintre voi are potențialul de a aduce o contribuție semnificativă la un viitor mai sigur și mai prosper. Așa cum am fost și noi studenți, începând această călătorie cu emoții și aspirații, știm sigur că voi sunteți viitorul și doar cu ajutorul vostru vom avea un viitor mai sigur. Felicitări pentru realizările voastre de până acum și mult succes! Mulțumim domnului Octavian Stancu pentru mesajul transmis. Îl invităm pe domnul Cristian Șerbănescu, Head of Marketing and Communication Atos România, să ni se adreseze. Mulțumesc frumos, felicitări dragi absolvenți, felicitări UVT pentru această minunată organizare și pentru acest super rezultat al unor studenți pregătiți ce astăzi se bucură foarte mult de momente absolvirilor. Îmi aduc aminte cu foarte mare emoție, acum 20 de ani sărbătoream și eu un asemenea moment, nu cu așa organizare extraordinară, dar simțeam bucuria momentului și energia cu care intram așa în viața de adult educat. Sunt mulți oameni care se bucură pentru voi, aceștia fiind profesorii ce v-au ghidat până acum, părinții ce v-au susținut până acum, prietenii ce v-au încurajat, dar cred că foarte important este să vă bucurați fiecare dintre voi de acest moment, să-l înțelegeți pe deplin și totodată să-l sărbătoriți. Viața voastră de adult tocmai ce începe. Veți avea pe parcursul vieții voastre și succesuri, dar și insuccese. Trebuie să vă bucurați totodată de fiecare moment de succes, să nu treceți peste el ca și când este o normalitate. Sunt acele momente care vă încarcă de emoție pozitivă, vă încarcă de vibe pozitiv și vă dă energie să mergeți mai departe. Totodată și din insuccese trebuie să învățați, trebuie să vă găsiți energia necesară și determinarea să mergeți mai departe. Fiți independenți, păstrați-vă apetitul de învățat, păstrați-vă curiozitatea, explorați și vă veți asigura în acest fel cât mai multe succese și totodată veți evita sau veți minimiza insuccesele. Felicitări tuturor! Mulțumim domnului Cristian Șerbănescu pentru mesajul dumnealui special.
Mulțumim, mulțumim frumos! Suntem o comunitate unită cu parteneri implicați, așa cum s-a subliniat foarte bine în mesajele transmise de reprezentanții partenerilor UVT din mediul de afaceri timișorean. Alături de aceste companii și de acești lideri, Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă trasee profesionale, dotează laboratoare, propune programe de internship, stagii de practică aplicativă în companii și organizații, oferindu-le studenților cele mai bune premize pentru startul unei cariere de succes. O carieră de succes vor avea și studenții din ansamblul flautiștilor din cadrul Facultății de Muzică și Teatru, compus din studenții Romina Onișor, Bela Moisa, Cotița Lazar și Diana Rusu, care ne vor prezenta un intermezzo muzical jazz rondo a la turca, Wolfgang Amadeus Mozart și Fazil Sai. Îi invităm pe scenă.
Mulțumim, mulțumim frumos, încă un rând de aplauze, au cântat minunat. Mulțumim frumos. Urmează acum un moment mult așteptat. Înmânarea trofeelor pentru șefii de promoție. Invităm pe scenă, rând pe rând, persoanele care înmânează trofeele șefilor de promoție. Nimeni alții decât domnii decanei facultăților Universității de Vest din Timișoara, alături de partenerii din mediul de business care ne sunt alături în organizarea acestei ceremonii. Începem momentul de premiere cu Facultatea de Arte și Design. Premierea se face de către doamna decan Diana Andreescu și de către doamna Roxana Brăhășteanu, HR Director Bosch Global Business Services. Șeful de promoție pentru Facultatea de Arte și Design este Ionuț Adrian Murgulescu, specializarea arte plastice grafică. Aplauze, felicitări, vă rog! Aplauze, felicitări! Pentru Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, premiera se face de către doamna decan Nicoleta Ianovici și de către domnul Ionuț Grecu, Head of IT East Europe ZF. Șefa de promoție a Facultății de Chimie, Biologie și Geografie este Tania Elena Crișan. Specializarea Planificare Teritorială. Mergem mai departe? Mergem mai departe pentru Facultatea de Drept. Premierea se face de către domnul decan Lucian Bercea și de către domnul Sinel Gâlceavă, director grup retail al Băncii Comerciale Române. Șeful de promoție al Facultății de Drept este Dorian Emanuel Faur, specializarea Drept. Felicitări, aplauze, vă rog. Și multe felicitări! Pentru Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, premierea se face de către domnul decan Claudiu Boțoc și domnul Florin Ciocan, Ecosystem and Innovation Garage Manager Nokia. Șeful de promoție a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor este Maria Daniela Moise, specializarea informatică economică. Mergem mai departe către Facultatea de Educație Fizică și Sport. Premierea se face de către domnul decan Adrian Nagel și doamna Laura Vlădulescu, HR Manager Hela Technical Center Timișoara. Șefa de promoție a Facultății de Educație Fizică și Sport este Denisa Gabriela Soare, specializarea kinetoterapie și motricitate specială. Multe, multe felicitări pentru Facultatea de Fizică. Premierea se face de către domnul decan Daniel Wiesmann și domnul Christian von Albrichfeld, Country Head General Manager Continental. Șeful de promoție al Facultății de Fizică este Andru Mihai Buga, de la specializarea fizică, absolvent cu media 10. În aplauzele dumneavoastră!
Mai departe, pentru Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Premierea se face de către doamna decan Dana Percec și domnul Ioan Covaci, Key Account Sales Manager UniCredit Bank. Șeful de promoție al Facultății de Litere, Istorie și Teologie este Cătălin Alexandru Pascu, specializarea Istorie. Aplauze, vă rog frumos! Aplauze, aplauze! Veniți puțin mai în față, ca să facem și fotografia. Pentru Facultatea de Matematică și Informatică, premierea se face de către domnul prodecan Sebastian Ștefanigă și Octavian Stancu, Head of Cybersecurity Services, GDC România, evident. Șeful de promoție al Facultății de Matematică și Informatică este Marian Daniel Vasile, specializarea matematică. Haideți puțin mai în față, puțin mai mulțumim. În față. Bun, mergem mai departe, vă mărturisesc, am din nou emoții pentru că urmează Facultatea de Muzică și Teatru. Premierea se face de către doamna decan Maria Adriana Hausvater și doamna Roxana Moise, HR Business Partner BRD Group Societe General. Șeful de promoție al Facultății de Muzică și Teatru este Maxim Borinov, specializarea interpretare muzicală instrumente. Aplauze, aplauze și multe felicitări! Mulțumim frumos, mulțumim frumos! Pentru Facultatea de Sociologie și Psihologie, premierea se face de către domnul decan Marius Matichescu și doamna Diana Năstase, HR Director Flex România. Șefele de promoție ale Facultății de Sociologie și Psihologie sunt Bianca Florentina Peța, specializarea asistență socială, și Mihaela Ivan, specializarea pedagogie, absolvente cu media 10, în aplauzele dumneavoastră. Felicitări. Bun, mulțumim frumos. Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Premierea se face de către domnul decan Alexandru Jădăneanț și domnul Cristian Șerbănescu, Head of Marketing and Communication, Atos România. Șefa de promoție a Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării este Luiza Florina Toma, specializarea media digitală. Mulțumim frumos, mulțumim în aplauzele dumneavoastră, au fost șefii de promoție, felicitări încă o dată. Mulțumim frumos. Perfect. Toți suntem învingători, dar suntem convinși că pentru fiecare dintre voi a existat mereu admirația pentru acel cel mai bun dintre cei mai buni. O să vă rog frumos să ne ajutați un pic organizatoric, tehnic, să vă încadrați în un pic mai strâns, dacă s-ar putea, pentru fotografie. Bun, iar mai departe este momentul să dăm cezarului ce este al cezarului și să dăm cuvântul reprezentanților șefilor de promoție ai generației Universității de Vest din Timișoara 2024. Îi oferim cuvântul absolventei Luiza Florina Toma de la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării pentru a ne spune cum a trăit anii de studenție și cum a obținut excelența. Aplauze, vă rog! Stimați colegi, profesori și apropiați, vreau să încep prin a felicita toți absolvenții pentru parcursul lor educațional de până acum și, de asemenea, vreau să le urez succes în continuare pentru provocările pe care urmează să le întâlnească în viață. Desigur, aceasta a fost doar o etapă și urmează multe lucruri care trebuie să fie descoperite. Iar asta va fi responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Totuși, eu sunt sigură că, precum aceasta,
fiecare etapă viitoare va fi finalizată cu succes și vom avea parte de cele mai bune rezultate, mai ales atunci când avem alături cele mai bune persoane. De exemplu, profesorii au jucat un rol important în dezvoltarea fiecăruia dintre noi și pe lângă informațiile de specialitate, ne-au învățat diverse aspecte importante, de la empatie, la colegialitate sau chiar autenticitate. Astfel, cred că fiecare student a putut învăța într-un mediu plăcut, unul care i-a oferit atât posibilitatea să-și perfecționeze abilitățile profesionale, cât și să se dezvolte pe plan personal. Nu în cele din urmă, sunt sigură că în viața fiecărui student au existat persoane care i-au fost alături, care i-au cunoscut momentele dificile și care l-au susținut. Iar unele dintre aceste persoane sunteți chiar voi, părinții, prietenii, cei apropiați fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc! Îi mulțumim frumos Luizei Florina Toma și îl invit mai departe pe Vasile Marian Daniel, de la Facultatea de Matematică și Informatică, care este șef al promoției 2024. Dragi colegi, stimați profesori, onorați invitați, anii au trecut și peste noi, a fost un timp al devenirii. Acum 3 ani eram niște adolescenți cu ambiții creionate în realizări și cu realizări transformate în emoții. Aveam un singur scop, acela de a promova limbajul abstract al acestei științe, a științelor, matematica. A urmat evoluția profesională sub auspiciile unor dascăli minunați care au transformat verbul a preda într-o alchimie a minții și a sufletelor. Vă mulțumim, stimați profesori, pentru maestria dumneavoastră de a descoperi și de a dezvolta vocația fiecărui discipol. Ne-ați fost confesori și îndrumători. Ați creat o lume a fascinației stăpânind cea mai înaltă magie, aceea de a crea personalități complexe și demne. O parte din tezaurul ființei dumneavoastră ne-a rămas în suflet. Astăzi și mereu, gândul se întoarce cu recunoștință pentru a spune: am fost studenți ai Universității de Vest din Timișoara. Vă mulțumim! Îi mulțumim lui Vasile Marian Daniel de la Facultatea de Matematică și Informatică, reprezentant al promoției 2024. Le mulțumim șefilor de promoție! Și pentru că asemenea momente trebuie imortalizate, îl invităm pe scenă pe domnul președinte al Senatului UVT, domnul profesor universitar dr. Anton Trăilescu, promoția UVT 2024. Am acolo microfon? Sigur că da. Stimați laureați, pe lângă felicitările primite din partea noastră, vă înmânăm și un stilou marca Poenarii, care reprezintă un simbol al creativității și inventivității românești, pe care să-l purtați în semn de amintire și care să vă inspire în activitatea dumneavoastră viitoare, să deveniți, așa cum și până acum probabil că ați fost, creativ și inventiv în tot ceea ce urmează să faceți. Vă dorim mult succes în profesie de acum încolo. O poză finală cu șefii de promoție? Mulțumim frumos! Mulțumim, mulțumim frumos! Mulțumim frumos, minunat! O să vă rugăm, pentru a ne organiza mai bine, să coborâți prin partea dreaptă a scenei. Mulțumim! În momentele următoare vă invităm să celebrăm împreună prin muzică această zi cu valoare de destin, alături de studenții clasei de canto din cadrul Facultății de Muzică și Teatru. Iulia Dobre și Darius Gruiță, care vor interpreta aria muzetei Quando men vo din opera Boema de Puccini și aria lui Valentin din opera Faust de Gounod. Acompaniază lector universitar doctor doamna Silviana Cârdu.
Aplauze, vă rog frumos. Am putea regla headset-ul? Mulțumim frumos! Doar o secundă. Este headset-ul numărul 10. Este pornit, da. Nu am pus mâna, doar anunțam în față. Nu mi-aș fi permis să pun mâna în spate. Doi, zece.